Salutare tuturor, ziua 2 cu Mercedesul. Am ieșit astăzi, am venit de la Cova, de la Nea Traian, domnul cu muierea, soția. Și nu știu cine noștri care au plecat înainte. Ne primăm și noi pentru ultima zi, că de mâine începem munca, nebunia. Am ajuns și la masă într-o zonă chiar foarte, foarte frumoasă, alături de nașii noștri extraordinari care s-au luat pe atentă. Să luăm să alim ceva, să vă arăt puțin view-ul. Așa că tot a venit weekendul să... Ieri cu băieții, astăzi cu familia. Să fie bine, să nu fie rău. Și avem aici ciorbiță de pește. Dacă tot am venit la Dunăre, să mâncăm ciorbiță. Cioși, uitați cum o stă ouă pe aici sus. După masă bună, mergem și acasă, ducem și mașina. Și de mâine din nou la muncă. Am ajuns să și alimentăm puțin mașina, să-i facem fullul așa cum se face, după care mergem să facem puțină ordine prin ea și o ducem înapoi de unde am luat-o. Și spălarea și apoi direct la proprietar. Gata, așteptăm proprietarul să vină. Am parcat aici foarte mare aglomerație din cauza faptului, fiindcă și deoarece aici în Craiova este un concert, sunt niște concerte, aș putea spune. Așteptăm să vină, o mânăm și mergem la sol. Și gata, fraților, acolo a fost Radu, i-am dat mașina. De astăzi mi-a spus că a fost ultima închiriere în Craiova, o să plece în București, la un trai mai bun ca fiecare. Și na. Deci dacă doriți această mașină, la un preț foarte, foarte redus, aveți, o să vă las un link în descriere, numai în București. Deci numai în București această mașină. Până data viitoare, am fost Valentin Crățan. Și acesta a fost weekendul. Acesta ce aș putea spun, v-am văzut.